Râd copii. Bună viața, domnul Răzvan, bună viața, domnul Dani. Hop, am aflat că s-a deschis un nou târg de sărbători aici în Parcul Carol. Avem și patinoar și am venit să vedem despre ce este vorba. Hop, sunt la prima lecție de patinaj. Sper să am o șansă, am văzut niște copilași care într-un sfert de oră au învățat să-și mențină echilibrul, numai că la mine e puțin mai complicat. O să vorbim și cu instructorul imediat. N-am mai făcut mișcare de mult. Bună dimineața, Andrei este instructorul meu. Bună dimineața. Salut, să treci, bună dimineața. Dă-mi voi să te țin. Să fii sigur că e treaba rezolvată. Să-mi trag puțin sufletul. Avem un nou târg de sărbători. Avem patinoar. Avem acolo un tractoraș, carusel. Și foarte important că aici toate sunt gratuit pentru copii, de fapt pentru toată lumea, nu? Prin amabilitatea primăriei generale și prin agrement și mișcare, compania municipală agrement, toate sunt gratuite. Până pe 20 ianuarie? Da, până pe 20 ianuarie suntem aici, vă așteptăm cu drag. Patinele sunt gratuite, patinoarul este gratuit, instructorul este gratuit, așa că cu mare drag vă așteptăm la patinoar. Tu ești instructor. Sunt instructor. Spune-mi puțin, de cât timp am nevoie ca să patinez eu cât de cât corect? Este o suprafață între gheață și role, adică ajută începătorii, cam 10-15 minute. Cu ajutorul meu, câteva sfaturi bune, 10-15 minute înveți să patinezi. Poate pentru ei, că eu de o oră stau pe aici și tot nu reușesc. Te ajut eu, mergi pe mâna mea. Este prea târziu, de exemplu, am văzut pe cei mici, am văzut 9 ani, 8 ani. De la ce vârstă poți învăța să patinezi și, de fapt, când este indicat? În funcție de copil, dar vârsta minimă în jur de 4 ani. 3 ani jumate, 4 ani, în funcție de copil. Mamă, unde acolo încep să aibă echilibru într-un picior și de acolo poți să învețe să patinezi. Și la ce vârstă să ne oprim? Nu există vârstă maximă, vă așteptăm în funcție de... Nu contează. Învăț pe oricine să patineze. Aveți încredere. Tu instructor, dar faci și hockey? Sunt antrenor de hockey pe gheață, da. Cum este? Adică dacă vii și vezi copilașii și îi tragi către hockey, să vedem dacă vezi că promis sunt buni sau, de exemplu, pot veni să fac hockey dacă nu știu să patinez? Da, bineînțeles. Este datoria noastră să vă învățăm să patinez. Vă trebuie să vă placă afară, aer liber, sport de iarnă, restul este treaba mea. Deci pentru părinții care vor să vină aici în Parcul Carol și să învețe pe cei mici să patineze, ce program? Când te găsesc aici? Vă așteptăm în fiecare zi până pe 20 ianuarie, până la ora 20, de la ora 10 dimineața la ora 20. Intrăm în vacanță, așa că o să fie popular și la 10 dimineața, sper. Doamne, ajută! Hop, stai puțin! Salut, să știi că tu am văzut că ești cel mai bun, 9 ani ai, nu? 11 ani? 11. Și de cât timp patinezi? De 4 ani. Hai că mai am și o șansă. Domnul Răzvan, domnul Dani, cam atât de aici din Parcul Carol. Mulțumim tare mult! Până data viitoare sper să învăț să mă descurc și eu puțin. Mulțumim, să trăiți toate cele bune, o zi frumoasă, la revedere și uite-mi plăcut la toată lumea. Du-te plimbă ursul, s-a dat comanda din regie.